Gradul de absorție al fondurilor europene pentru dezvoltarea rurală din România, care înregistrează aproximativ 58%, este în mod cert nesatisfăcător raportat la multiplele probleme cu care se confruntă oamenii de la sat. Deși suma de 5 miliarde de euro atrasă până în prezent a intrat deja în buzunarul beneficiarilor prin intermediul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, acești bani nu sunt nici pe departe mulțumitori față de efortul fizic depus zilnic în zonele rurale. În perioada 2007-2013, cele mai multe cereri de finanțare au fost depuse pentru măsura 112, instalarea tinerilor fermieri, mai exact din cele 22.494 de cereri de finanțare, doar cu jumătate din tinerii fermieri au fost semnate contracte, valoarea tuturor proiectelor fiind de peste 250 de milioane de euro, și măsura 1.2.1 modernizarea exploatațiilor agricole a tras atenția primind 7.851 de cereri de finanțare, din care doar 1.983 de proiecte au fost contractate cu o valoare nerambursabilă de 740 de milioane de euro. Mai puțin interes raportat la numărul cererilor de finanțare depuse au atras următoarele măsuri 1.2.3.2 raf 312 313 și 322 Alocarea totală pentru România în perioada 2007-2013 este de 9,67 de miliarde de euro banii europeni care trebuiesc neapărat contractați până la sfârșitul acestui an, chiar dacă plățile pot fi efectuate până în 2015. În această situație ne întrebăm dacă în cele 5 luni de zile rămase mai putem atrage aproape 5 miliarde de euro, atâta timp cât acești bani sunt nerambursabili, ne gândim că în mod logic aceștia și ar putea găsi loc în mediul investițional public sau privat care să asigure dezvoltarea satelor din România,